Am cunoscut pentru prima dată pe Marele Coiet în 1973, când a venit aici la Cernăuț și la o întâlnire cu numerosul său public, cu numeroșii lui cititori, mi s-a destăinuit că iubește cel mai mult orașul nostru. În primul rând, fiindcă este orașul lui Mihai Eminescu. Iar în al doilea, că este orașul lui, orașul copilăriei sale. Era primul oraș cu care făcuse cunoștință în fragedă copilărie, când venea aici cu mama sa ca să cumpere pânză, pâine, boieri pentru cele de acasă. Ce-i drept m-a frapat și m-a marcat o întâlnire pe care am avut-o cu Marele Poet ceva mai târziu. Era în anul 1989, era încă Imperiul Sovietic. El a venit la Cernăuț împreună cu câțiva prieteni din țară, de la București, și a intrat la mine la arhivă, m-a găsit acolo, ca să le duc pe locurile lui Eminescu din Cernăuț. Acest moment, această întâlnire m-a emoționat și m-a marcat atât de mult că eu, seara, am scris într-un jurnal pe care îl duceam așa sporadic, din când în când, am făcut niște însemnări. Aceste însemnări le-am scos astăzi și mă gândeam să le citesc, dar e mult. Totuși, cu permisiunea voastră, vă rog să-mi permiteți măcar 2, 3, 4 minute să vă citesc câteva fragmente din acea întâlnire pe care am avut-o cu Marele Poet. Era în a doua jumătate a lunii ianuarie, cu zile neobișnuite de calde, ce făceau ca mugurii să-și reia prea de timpuriu veșnicul lor drum spre frunze și flori, când dragostea pentru poezia lui Eminescu i-a adunat și i-a dus la Cernăuț pe Grigore Viem, Nicolae Răileanu, Victor Crăciun, Vasile Blendea și Gheorghe Cocheci. Ultimii trei, fiind de la București, erau porniți pentru prima dată pe urmele lui Eminescu la Cernăuț. Mai întâi poposise la Chișinău, unde au participat la serbări de la 15 ianuarie, la care, printre multe alte momente emoționante, s-a cântat pentru prima dată de partea stângă a Prutului și Doina Poietului, cu sala în picioare, înlăcrimată de emoții și fericire. După Cernăuț aveau să urmeze Lvov, Vilnius, Cracovia. Exact, domnul Luti, ceea ce vorbea dumneavoastră, ați citit-o pentru prima dată în scenă la Chișinău, însă atunci, în 89, ea s-a cântat cu lacrimi în ochi a întregii țări, despre care ne-a mărturisit Grigore Vieru. Nicolae Răileanu m-a găsit la serviciu, unde mai fusese cu ani în urmă. Ceilalți ne așteptau afară în mașină. Vieru ședea mai în față, ceilalți în spatele lui. Toți erau bine dispuși, mă priveau drept în ochi, se ridicau pe rând să-mi strângă călduros mâna. Cei din urmă aveam senzația că mă cunoșteau, pentru că pe lângă strângerile de mână mă mai băteau ușor și pe umăr. Vieru, strângând-o mână, a mai spus că auzise de mine ca de unul bățit după apariția unui articol publicat în Literatura și Arta. Posibil că Răileanu să fi povestit de unele amănunte, căci Crăciun dădea afirmativ din cap că da, auzise și el povestea. Eu, ca vai de mine, cu ochii cât cetele de emoții, cu palmele ude pe care tot încercam să le mai usuc, puțin ștergându-le pe pantaloni, pe la spate, mă închinam când într-o parte, când în alta, încercând să le memorez numele și să leg măcar o frază din gândurile și emoțiile care fusesem copleșit. Ne-am dus după aceea la zorile Bucovine, deși am trecut pe la câteva locuri legate de Mihai Eminescu, pe strada domnească de jos, unde a trăit, Mihai Eminescu la Victor Blanchel. Dar după aceea ne-am dus la redacția zorilor Bucovine. Pe scări, coborând acolo, lipseau, nu era nimeni, dăm de Ion Chilaru, redactorul șef, și Ion Crețu. Ultimii coboram eu și Vieru, astfel, nerecunoscându-i pe ceilalți, Chilaru s-a salutat numai cu Vieru. Vorbea ca de obicei o limbă novoselețeană. O, privet, rohoi, cum de-ai venit pe la noi? Arăți bine, te îngrași, malădeți, și-am un control. Prin oraș,
ai băieți care umblă cu tine. Acum bine, la revedere, Buzdarov. Cam atât, fără să-l mai lase pe maestru să scoată un cuvânt, să răspundă la vreo întrebare. Crețul, mult mai liniștit, l-a condus până la mașină, spunând că regretă mult că nu poate să-l urmeze prin oraș, fiind nevoit să plece la redacție. Următorul popas îl facem la gimnaziu. Aici, când am intrat, lipsea clopotul care știam că trebuie să fie la intrare, clopotul vechi de pe vremea lui Eminescu. Atunci am insistat și directorul ne l-a adus ca noi să-l instalăm, fiindcă de fapt era o filmare, se făcea un film documentar despre Mihai Eminescu la Cernăuți. Și nu mai las de text, dar vreau să vă spun că cel care l-a atârnat a fost Grigore Vieru și Victor Crăciun. Eu le-am ținut scara. Ne-am chinuit foarte mult, să până la urmă totuși am pus acest clopot, am făcut dangătul lui, am dat câteva și l-am putut auzi și înregistra. O să termin cu câteva cuvinte. Am făcut un popas și la Caplonska. Acolo a fost ceva foarte semnificativ. Spun așa, de fapt era pe strada 28 iunie, ușa-i casei e încuiată, intrăm în curte. O vecină îmi spune că Eminescu nu a trăit aici. I-am lămurit că nu a trăit, ci venea în ospeție. Crăciun ne lămurește că aceasta este de fapt casa, proprietatea lui Orestrenei, fratele Aspazii, fratele care a fost căsătorit de Caplonska. Tot în curtea casei, Răileanu surprinde un moment reușit, când Grigore Vieru se afla în fața unui zid înalt și vechi de cărămidă roșie, fotograful îi face câteva poze. Observându-l că îl pozează, Vieru l-a întrebat, mai prins la zid? Oare zidul acesta să fie tot ce mă așteaptă? Ne-am întors la redacție, unde ne aștepta domnul Mircea Lutic. Oaspeții sunt nevoiți să se cazeze la hotelul în turist. Asta era, de fapt, misiunea pentru ce intram la Zorli. Elie Zegrea îl ia pe Vieru și plecând și pleacă în studioul radiodifuziunii pentru a-l imprima pe maestru. Noi ceilalți ne îndreptăm spre casa lui Aron Pumnu. Și vreau să vă spun și despre această carte, cine mai ține minte, studenții anilor 70, era cartea Un verde nevede, care apăruse la Chișinău și care nu am putut-o obține. Într-o vizită a studenților în capitala Republicii Moldova, am avut posibilitatea să ne întâlnim din nou cu marele poet și el atunci mi-a scris și o dedicație în care a spus lui Dragoș să-și poarte cu cinste și mândrie numele. Această însemnare întotdeauna m-a făcut ca în viața mea, când făceam greșeli, să-mi aduc aminte de Grigore Vieru, despre aceasta că fiecare trebuie să-și poarte cu cinste și mândrie numele. Vă mulțumesc frumos și mă iertați pentru lecție.